Muchas gracias, Señor. Un saludo al Cristo de ti. Acum câteva săptămâni m-a contactat fratele Goraș din Franța și m-a întrebat dacă aș fi dispus să-l ajut cu lucrarea în Haiti. Și să vă spun sincer, fără să mă gândesc așa mult, am zis da. Eu cu Andes de mult timp am avut de gând să mergem în Haiti și am zis că asta e momentul potrivit și aș vrea să vă prezint un pic lucrarea acolo și de ce au autorit frații să se implice în Haiti. În primul rând, în Haiti s-a construit deja, s-a început lucrarea acolo un centru de misiune în orașul Naive, care este aproape de Port-au-Prince. Și acolo s-a implicat deja o grupă din California, cu fratele Antemie Constantin. Și alături de echipa din America s-a alăturat și echipa din Franța, fiindcă în Haiti, cum știți mulți, se vorbește mai mult franceză decât engleză. Și de aia, frații de acolo au decis să se alăture de echipa din Franța. Deci, așa cum am spus, s-a început construirea deja la o casă de misiune în orașul Bunaive, un oraș mai sărac din Haiti. Și frații de acolo au hotărât să facă mai multe proiecte acolo, dintre care un cabinet medical, un centru de reciclare, că deci, în Haiti sunt foarte, foarte multe gunoaie, dacă ați văzut poze, pe șanțuri, pe străzi, mai ales materii plastice, și au hotărât să facă această lucrare, în primul rând, să evangelizeze prin această lucrare, să dea și la oameni locuri de muncă acolo și să combine tot acest lucru pentru o lucrare de evangelizare. Așa cum am spus, și un cabinet medical, în Haiti este foarte multă mare sărăcie și foarte mulți oameni bolnavi. Oamenii acolo sunt neglijați, că n-au locuri de genul cabinete medicale și poate n-au nici bani să meargă acolo. Alături de, pe lângă centrul de reciclare, vor să facă și alte locuri de secrezi și alte locuri de muncă, fiindcă mai mult de jumătate din haitieni acolo nu au locuri de muncă și prin asta, încă o dată, vor să ducă Evanghelia acolo în Haiti. Vor să facă și niște proiecte de socializare care implică niște activități pentru copii, pentru adulți, pentru părinți, studiu pentru oamenii de acolo. Și deci, cum am spus la început, în lucrarea aceasta sunt implicați deja Franța, America și acum mai nou și noi în Canada, aici poate s-a deschis o portiță și am vorbit cu frații din America și le-ar place să ne implicăm și noi în Canada. În Ontario, în Sierra Leone, deja sunt implicați prin de acolo și în Windsor. Merg din alt oraș cu alte misiune, însă noi aici, cred că la noi biserică, nu am mers nimeni, cred că în afară de fratele Filip Blaga și cred că e o oportunitate pentru noi să ne implicăm acolo. Știu că suntem români și avem datoria să ajutăm și pe ai noștri, însă cred că haitienii au, cum să spun, un mal șans spre franceză. Au o țară destul de frumoasă, dar este plasată chiar la îmbinarea două plăci tectonice și, cum știți, au fost multe cutremure acolo. Din cauza asta, oamenii sunt foarte săraci acolo, au pierdut tot, de mai multe ori. Sistemul politic actualmente nu este foarte stabil și toate lucrurile astea împinge pe oameni să se ascundă în ritualele lor. Sunt foarte mulți acolo care practică voodoo, care ritualele care nu sunt creștine și cred că misiunea asta așa de locul, fiindcă cu toate că mulți, am auzit că mulți se ascunde în creștinism, că le rușine de să zică la oameni că practică voodoo, se ascundă în branșa creștinismului ca să nu zică la oameni că facă acest lucru voodoo. De-aia e foarte complicat și avem nevoie de rugăciunea voastră, de ajutorul vostru. Prin rugăciune, prin încurajare, scrieți acum un pamflet, să vă dau și gol la sfârșit dacă vreți. Avem nevoie de susținere în rugăciune, susținere materială,
susține prin încurajare și susține prin implicare. Am văzut mai înainte tineri cum au cântat. Mi-ar place în viitor să văd tot așa mulți tineri din Montreal, la biserica noastră, implicați în misiune în străinătate, de ce nu? Și cam atât, da. Probabil că în aprilie vom încerca să organizăm și noi o călătorie spre Haiti, să vedem acum cum o să fie cu frații de acolo, ce mai trebuie făcut, ce mai trebuie adus. Ei deși au adus deja două containere în Haiti și probabil că vom putea și ne ajuta într-un fel sau în altul. Acolo vedem exact cum care sunt nevoile și dacă sunt și tineri, deja s-au apropiat mai mulți părinți și mi-au zis că le place ca copiilor să se alăture de această misiune și cred că este nevoie și la noi biserică de misiune de genul.